Un moment deosebit de important în capitolul 47 din Geneza îl constituie întâlnirea unor conducători religioși. O să descoperim în capitolul acesta valoarea binecuvântării și în același timp descoperim semnificația celui care binecuvintează. În mod obișnuit, superiorul binecuvintează pe cel care este considerat inferior. Din cauza aceasta, o să observăm că nu atât de mult funcția este importantă în aspectul religios, cât relația cu Dumnezeu, cu Dumnezeul adevărat. Pe de altă parte, vom descoperi un mod extrem de interesant cu privire la valoarea managerială a unui conducător care poate să urmărească binele întregii țări, oferind în același timp soluții pentru rezolvarea unei crize fără precedent și, în același timp, o criză fără posibilitatea de ieșire decât în varianta aceasta unică. Să urmărim împreună versetul 1. Iosif s-a dus să înștiințeze pe faraon și i-a spus: frații mei și tatăl meu au sosit din țara Canaan cu oile și boii și cu tot avutul lor și sunt în ținutul Gosen. Observăm din cuvintele acestea faptul că Iosif, deși cu autoritate destul de mare în țara Egiptului, se raportează la împărat. Cu toată libertatea, cu toată puterea, cu toată autoritatea managerială cu care faraon l-a investit pe Iosif, el nu face nimic fără să înștiințeze pe stăpânul său. Când el vorbește despre frații lui și tatăl său, ne așteptam să se limiteze doar la oile și la boii, fiind știut faptul că semiții din care se nasc evreii sunt cu precădere crescători de vite. Însă ei au venit cu tot avutul lor, ceea ce subliniază mai mult decât oile și boii. Este posibil să fie aici robii, să fie aici bijuteriile, să fie aici visteriile lor, destul de mari. Cu tot ceea ce au plecat ei din țara Canaan, au ajuns în țara Egiptului. Familia așteaptă acum îndrumările din partea faraonului. Iosif a luat pe cinci din frații lui și i-a adus înaintea lui faraon. Iosif a ales doar cinci, mai puțin de jumătate dintre frații lui, pentru a-i prezenta împăratului. Foarte interesant că de data aceasta frații pe care Iosif i-a adus nu sunt identificați. Nu se oferă niciun motiv al alegerii lor, nici vârsta, nici numărul de copii, nici autoritatea pe care o are fiecare în grup. Aceasta ne sugerează lipsa de intenție din partea lui Iosif, care nu vrea deloc să-l impresioneze pe faraon. El alege pe cei cinci care să creeze o imagine echilibrată în fața faraonului. Acest gest de modestie, cu siguranță că inspiră încredere în faraon, care, privindu-i, încearcă să angajeze pe frații lui în slujba turmelor sale. Din cauza aceasta, faraon îi va întreba: cu ce vă ocupați? Care este meseria voastră? Cu ce vă îndeletniciți? A întrebat faraon. Și răspunsul lor a fost: robii tăi sunt păstori, cum erau și părinții noștri. Frații lui Iosif consideră această întrebare ca pe o oportunitate să obțină de la faraon locul optim în care să locuiască. Pentru ei, ca păstori, cel mai bun loc este ținutul Gosen. Au adăugat însă un lucru foarte important pentru ei: noi am venit ca să locuim o vreme aici în țară, pentru că nu mai este pășune pentru oile robilor tăi și este o mare foamete în Canaan.
Îngăduie dar robilor tăi să locuiască în ținutul Gosen. Înțelegem din capitolul precedent faptul că aceste cuvinte au fost sugerate de către Iosif. Dacă faraon vă va întreba cu ce vă îndeletniciți, să-i spuneți aceste cuvinte și, în consecință, să sugerați, să cereți ținutul acesta al Gosenului. Faraon a zis lui Iosif, tatăl tău și frații tăi au venit la tine. Țara Egiptului este deschisă înaintea ta. Așează pe tatăl tău și pe frații tăi în cea mai bună parte a țării. Să locuiască în ținutul Gosen și, dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele. Acum, abia, regele îl autorizează pe Iosif să dea tatălui și familiei sale locul în cea mai bună parte a țării. Foarte important este că faraon însuși consideră că ținutul Gosen este cea mai bună parte a țării. Acest lucru arată valoarea de care se bucură Iosif în fața lui faraon. Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui faraon. Iacov a binecuvântat pe faraon. Se pare că Iosif l-a prezentat pe tatăl său lui faraon după ce fusese dată îngăduința regală pentru așezarea în ținutul Gosen. Nu știm exact care a fost motivația acestui lucru, de ce nu l-a prezentat mai întâi pe tatăl său lui faraon, ci a vrut să îi prezinte pe unii dintre frații săi. Este greu de gândit că ar fi fost posibil ca faraon să îi respingă cererea cumva. Iosif a vrut însă să se liniștească și aici observăm o diplomație destul de înțeleaptă pe care Iosif o folosește. Este posibil ca să fi urmat și un anumit protocol care arată prezentarea de la nivelul cel mai mic la nivelul conducătorului. Este posibil să fie aceasta motivația. Întrevederea acordată fraților lui Iosif a avut un caracter oficial, iar audiența lui Iacov la faraon a fost întru totul, se pare, de natură particulară. Poate că regele a cerut o ocazie să-l întâlnească pe tatăl primului ministru al său. Întâlnirea este neanunțată și are, dincolo de cuvinte, o nuanță cu o importanță religioasă deosebită. Realizează o impresie care este imediat reîntărită de binecuvântarea formală a faraonului de către Iacov. Reținem faptul că Iacov îl binecuvintează pe faraon și în momentul întâlnirii cu el și în momentul încheierii discuției sale. Pentru Iacov, binecuvântarea este mai mult decât o formă de politețe. Poate că dacă ne-am oprit un pic aici, am putea vorbi cât de necesară este atitudinea aceasta ca exprimare a credinței atunci când stăm de vorbă unii cu alții, sau mai ales când stăm de vorbă cu oameni despre care știm că nu împărtășesc neapărat crezul creștin, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Poate că ne-am obișnuit să vorbim pur și simplu tehnic, ne-am obișnuit să vorbim mai mult despre lucrurile obișnuite, pierzând din vedere faptul că Biblia are cuvintele la început Dumnezeu. Însuși cuvântul pace sau pacea Domnului pe care un creștin după modelul Domnului Iisus îl exprimă, ar trebui să aibă în vedere înțelesul ca fiind o binecuvântare. Când spun cuiva pace sau pacea Domnului, este binecuvântarea prin care solicit în sufletul lui să fie pace. Același lucru se întâmplă după modelul lui Iacov ca nevoie și la încheierea acelei discuții. O să observăm cât de importantă este pentru Iacov binecuvântarea.
Ne aducem aminte de el, din cele mai timpurii etape ale vieții lui. Iacov a dorit binecuvântarea, a tânjit după ea. Și din cauza aceasta Iacov a privit binecuvântarea cu o importanță extremă. Până acolo încât a fost tentat și a acceptat sfatul mamei sale și și-a înșelat tatăl și a riscat viața pentru binecuvântare, să primească binecuvântarea. Mai târziu, după 20 de ani, ne aducem aminte când s-a întors de la Laban, Iacov s-a luptat cu Domnul. În noaptea aceea, când a rămas singur și s-a luptat până în zorii zilei cu Domnul, dorința lui Iacov a fost în final, fie că s-a considerat învins, fie că s-a considerat biruitor, Iacov a avut această exprimare: nu te las până nu mă binecuvintezi. Din cauza aceasta, modul în care Iacov percepe binecuvântarea, care înseamnă acceptarea lui Dumnezeu, susținerea lui Dumnezeu în ceea ce faci, în ceea ce spui, în planurile tale, susținerea acestui aspect contează foarte mult și este în mod evident necesar pentru a înțelege și pentru a dezvolta relația cu Dumnezeu. De o mare importanță este faptul că această binecuvântare a Patriarhului asupra unui străin este unică în Sfânta Scriptură. Mai mult, este neobișnuit ca un inferior, din punct de vedere al unei funcții sociale, așa cum este Iacov, el este chiar șeful de trib al familiei sale, dar nu este obișnuit ca un șef de trib să binecuvânteze un împărat de dimensiunea faraonului, care stăpânește și conduce țara Egiptului. Toate aceste observații indică natura specială a binecuvântării lui Iacov asupra faraonului. Acest eveniment extraordinar indică spre vechea promisiune a binecuvântărilor tuturor națiunilor. Ne ducem aminte că Dumnezeu i-a spus lui Avram că sămânța ta, din sămânța ta va ieși binecuvântarea pentru toate neamurile. Și iată, în atitudinea lui Iacov, descoperim aici o imagine a posibilității acestui lucru, acestei făgăduințe pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, cum se poate împlini, sigur, la un nivel destul de răstrâns. Iacov a binecuvântat pe faraon. Iacov nu a folosit față de faraon obișnuitul salut acordat regilor. Cu siguranță că el știa lucrul acesta. Conștient de demnitatea lui ca profet al lui Iehova, Iacov a pronunțat asupra lui o binecuvântare cerească, ceea ce însemna, de fapt, din partea lui ca fiind mult mai importantă. Faraon a întrebat pe Iacov: care este numărul zilelor, anilor vieții tale? Faraonul este intrigat de vârsta înaintată a lui Iacov, un semn al supranaturalului. Cu siguranță că îl privește și își dă seama că vârsta lui este destul de mare. Omul care stă înaintea lui este tatăl celui care a interpretat visele sale și deține o mare înțelepciune. Întrebarea faraonului denotă perplexitatea sa în fața misterului cu care se confruntă. În Egiptul antic, 110 ani era considerată vârsta ideală pe care cele mai binecuvântate persoane o puteau atinge. Ne aducem aminte că raportul biblic subliniază faptul că vârsta lui Iosif atinge 110 ani. Dar faraon se uită la Iacov și își dă seama că vârsta lui trebuie să fie mult mai înaintată și este surprins. Faraon are o anumită bănuială că Iacov a depășit cu mult vârsta ideală. Pe baza acestei înțelegeri, el întreabă: care este vârsta ta? Iacov a răspuns lui faraon: zilele anilor călătoriei vieții mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei
în timpul călătoriei lor. Ce mod interesant de a privi viața, de a da o definiție vieții. Iacob se referă la viața lui și la viața tatălui său ca fiind o pribegie, călătoria vieții mele. Aceasta din cauza că nici Isaac, nici Iacob nu ajunseseră în stăpânirea adevărată a Canaanului, țara promisă lui Avraam și repromisă lui Isaac. Atât Iacov cât și tatăl său fuseseră obligați să pribegească încoace și încolo, fără să se așeze, fără să zidească o casă, fără cămin, în țara făgăduită lor ca moștenire. Aici este un lucru extrem de important, și anume că Iacov are 130 de ani și va mai trăi încă 17 ani. În loc să primească complimentul și să se laude cu vârsta sa înaintată, Iacov, în mod umil, recunoaște nu doar că zilele vieții sale au fost nefericite, dar sunt și mai puține în comparație cu ale părinților lui. Avram a trăit 175 de ani, Isaac a trăit 180 de ani. Se pare că ultima informație trebuie să-l fi uimit pe faraon, care nu mai răspunde. Însă ceea ce vreau să subliniez este un lucru extrem de important cu privire la acești 17 ani pe care Iacov îi va trăi în Egipt, alături de Iosif. De ce vârsta aceasta este importantă? Pentru că la 17 ani, Iosif a fost luat de la tatăl lui și vândut rob în Egipt. Aceasta ar putea să fie imaginea unui mod special pe care Dumnezeu îl manifestă față de oameni. Să compenseze pierderea. Și compensarea pe care Dumnezeu o face oamenilor este de regulă mai mult decât valoarea pierdută. Pentru că, cu siguranță, alta a fost trăirea, alta a fost bucuria lui Iacov la 130 de ani să-și regăsească fiul pierdut. Poate că dacă Iosif ar fi trăit lângă el, s-ar fi căsătorit, ar fi avut familia lui și ar fi avut o relație puțin mai restrânsă cu Iacov. Dar acum, Iacov se bucură de plin și datorită binecuvântării lui Dumnezeu, datorită bunătății lui Dumnezeu, el trăiește 17 ani. Lucrul acesta este frumos. Este, dacă vreți, o renaștere a legăturii dintre tatăl și fiul iubit. Pentru că primii 17 ani au fost cei mai frumoși din viața lui Iosif. Iar ultimii din viața tatălui său sunt ca o compensare, ca o mângâiere, atât pentru Iosif, cât și pentru Iacov, pentru tatăl lor. În modul acesta cu care Dumnezeu se comportă față de oameni, este frumos să-L înțelegem și să-L acceptăm și în viața noastră ca o posibilitate. Da, uneori pierdem și ne doare, dar Dumnezeu poate să ofere o compensare, o mângâiere. Poate nu așa cum am dorit-o noi, dar prin faptul că ne vindecă rănile, prin faptul că tratează cicatricea și nu mai sângeră. Poate că prin faptul că amintirea nu ne mai produce durere cu privire la starea în care ne găsim. Chestia aceasta o dovadă a bunătății lui Dumnezeu și a iubirii sale. Acesta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care nu se lasă niciodată dator celor pe care El îi iubește și care îl ascultă. Iacov a binecuvântat iarăși pe faraon și a plecat dinaintea lui. Iarăși este un lucru extrem de interesant. Protocolul, în mod normal, stabilește că se încheie audiența atunci când cel care este considerat superior are ultimul cuvânt. De data aceasta însă,
Iacov l-a binecuvântat pe faraon și s-a retras, fără ca faraon să-i spună gata, am încheiat discuția. O altă binecuvântare oferită pentru faraonul, care rămâne mut în fața acestei descoperiri, pe care tatăl primului său ministru îi oferă. Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi, le-a dat o moșie în țara Egiptului, în cea mai bună parte a țării, în ținutul lui Ramses, cum a poruncit faraon. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe frații săi și pe toată familia tatălui său, după numărul copiilor. Cuvintele acestea nu sunt gratuite și ele nu sunt doar un element istoric înșiruit aici, ci cuvintele acestea ne vorbesc despre faptul că Iosif are grijă mai întâi de familia sa. Traducându-ne în dreptul nostru mesajul că părinții noștri ar trebui să primească prioritate față de cei străini. Super ocupatul Iosif, în vremea aceea, se ocupă în amănunțime de frații săi, de tatăl său, de toată familia lui. Lucrarea umanitară începe de aici, cu părinții, cu frații, cu surorile noastre, cu cei din familia noastră mai întâi. În înțelepciunea lui, Iosif oferă mai întâi familiei sale o casă, un loc fizic unde să stea. Frații lui s-au stabilit în cel mai bun loc al țării, o expresie pe care faraon tocmai a folosit-o pentru a defini ținutul Gosen. Iosif a hrănit pe toți după numărul copiilor, probabil că înseamnă în proporție cu mărimea familiilor lor. Aceasta înseamnă că toți au fost hrăniți, de la cel mai mare până la cel mai mic. Beneficiile pe care Iosif era în situația de a le acorda familiei sale, devin tot mai evidente prin descrierea nenorocirii în care locuitorii țării Egiptului și Canaanului s-au afundat, prin continuarea foametei, care va mai dura încă 5 ani. Iată imaginea. Nu mai era pâine în toată țara, căci foametea era foarte mare. Țara Egiptului și țara Canaanului plângeau din pricina foametei. Dacă putem să reținem această expresie, nu era pâine în toată țara și explicația este și țara Egiptului și țara Canaanului care tângeau. Ne ajută să înțelegem că prin toată țara, Moise, care scrie Cartea Genezei, înțelege Egiptul și țara Canaanului. Acest lucru, dacă vă amintiți, am vorbit despre faptul că cei 400 de ani de robie au fost cuprinși și în ceea ce a însemnat prigoana lui Isaac de către Ismael, a însemnat și chinul pe care Iacov însuși l-a avut și nu era în Egipt, ci era în ținutul lui Laban, ținut care făcea parte tot din Canaan. Versetul acesta dă posibilitatea acelei interpretări corespunzătoare, pentru că pe vremea aceea Canaanul era dependentă de țara Egiptului și ea, deși era liberă, ea aparținea de Egipt prin tribut și prin administrație. Iosif a strâns tot argintul care se găsea în țara Egiptului și în țara Canaanului, în schimbul grâului pe care îl cumpărau oamenii și astfel a făcut ca tot argintul să intre în casa lui faraon. Iosif se concentrează pe nevoile poporului Egiptului acum. Cuvântul foamete este repetat de 2 ori în acest verset. Prima dată pentru a nota intensitatea ei. A doua oară pentru a observa efectele atât asupra țării Canaanului, cât și asupra Egiptului. Gravitatea situației obligă pe Iosif să ia măsuri stringente, care nu ar fi fost permise în vremuri obișnuite.
Da, putem să spunem că este adevărat ceea ce se spune că în vremuri de criză este nevoie de legi care să rezolve crizele, de atitudini și de acțiuni critice. Când s-a sfârșit argintul din țara Egiptului și din țara Canaanului, toți egiptenii au venit la Iosif și au zis: dă-ne pâine. Pentru ce să murim în fața ta, căci argint nu mai avem? Iosif a zis: dați vitele voastre și vă voi da pâine în schimbul vitelor voastre, dacă nu mai aveți argint. Și au dus vitele la Iosif. Și Iosif le-a dat pâine în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi și de boi, în schimbul măgarilor. Le-a dat astfel pâine în anul acela, în schimbul tuturor turmelor lor. Când nu mai au bani, Iosif schimbă turmele cu pâine. Includerea cailor prețioși în înțelegere indică faptul că și cei bogați au fost afectați. În vremea antică, despre care vorbim, caii nu erau atât de obișnuiți în ținutul Egiptului. Erau doar pentru cei bogați posibilitatea de a avea cai. Sigur, faraon își permitea să aibă cai și cară, dar ceilalți săraci erau bazați pe activitatea măgărușilor. Ceea ce mă impresionează în versetele acestea este atitudinea poporului care nu se revoltă, care nu încearcă să ia cu asalt grânarele lui Iosif. Este posibil să fi fost o armată care păzea acolo silozurile de cereale. Și totuși, ei vin la Iosif, îl respectă, vorbesc atât de frumos, iar Iosif are soluția pentru ei. Este foarte adevărat. La ce le foloseau vitele dacă mureau de foame? Pentru că ar fi pierit și ei și vitele lor. Banii nu țin de foame și ei preferă ca tot ceea ce au ca valoare acum să fie schimbat pentru a supraviețui. Desigur că lucrul acesta îi face pe egipteni să hotărască acest risc, pentru că ei știu că seceta va dura. Ei știu perioada de secetă, pentru că Iosif a anunțat-o. După ce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul următor și i-au zis: nu putem să ascundem domnului nostru faptul că argintul s-a sfârșit, turmele de vite au trecut în stăpânirea domnului nostru, nu mai rămân înaintea domnului nostru decât trupurile și pământurile noastre. Pentru ce să murim sub ochii tăi, noi și pământurile noastre? Cumpără-ne împreună cu pământurile noastre în schimbul pâinii și vom fi ai domnului nostru, noi și pământurile noastre. Dă-ne sămânță să semănăm ca să trăim și să nu murim și să nu ne rămână pământurile pustii. Iosif a cumpărat pentru faraon toate pământurile Egiptului, căci egiptenii și-au vândut fiecare ogorul pentru că îi silea foamea. Țara a ajuns în stăpânirea lui faraon. Cât despre popor, l-a mutat în cetății de la o margine a hotarilor Egiptului până la cealaltă. Se pare că aceasta înseamnă că Iosif a împărțit sau a organizat populația țării după cetățile în care erau înmagazinate cerealele, așezându-i fie în cetăți, fie în imediata lor apropiere. Lucrul acesta, cu siguranță, se poate și supraveghea mai bine și se poate folosi, pentru că din acest moment în care ei se vând împăratului, ei devin robi împăratului, ei nu mai sunt liberi, sunt într-o formă de arendă și lucrul acesta înseamnă foarte mult în strategia pe care Iosif o are. Nu mi se vorbește despre consultarea lui Iosif cu faraonul. Să fie oare încrederea deplină a faraonului pentru managementul lui Iosif? Să se pare totuși, după modul în care îl cunoaștem pe Iosif fără aroganță și fără încumetare,
Este posibil să se fi străduit, să se fi sfătuit cu faraon pentru dispozițiile acestea legale. Însă poporul, observăm că nu se adresează lui faraon, nu se duc cu nemulțumiri, nu se duc cu critici pentru Moise, nu vor să dea, ca în zilele noastre, jos guvernul. Pentru că, în realitate, dacă Iosif n-ar fi fost, ei erau conștienți de faptul că ar fi murit până atunci. Ori îl privesc pe Iosif ca salvator și au încredere în el. Desigur că în fața lui Iosif și în spatele lui Iosif este Dumnezeul lui Iosif. Și este posibil ca ei să recunoască lucrul acesta. Mai ales după modul în care, puțin mai devreme, discutam despre cum faraon se uită la tatăl lui. Probabil că dacă Iosif este valoros, dacă îl apreciază pe Iosif, o apreciere superioară din partea faraonului este pentru Iacov, pentru tatăl lui. Pentru că, normal, tatăl este mai mare decât fiul în concepția obișnuită. Versetul 22 ne face o precizare foarte importantă pe care istoria hieroglifică o confirmă. Numai pământurile preoților nu le-a cumpărat, pentru că era o lege a lui faraon dată în folosul preoților care trăiau din venitul pe care li-l dădea faraon. De aceea, ei nu și-au vândut pământurile. În mod remarcabil, preoții și familia lui Iosif erau cele două categorii care nu trebuie să-și vândă pământurile și nu trebuie să slujească lui faraon pentru pâine. Motivul pentru această excepție este că familia lui Iosif nu are pământ, nu are ce să vândă, iar preoții care deseori erau membri ai familiei regale, au primit pământurile lor de la faraon. Cu alte cuvinte, ei nu puteau să vândă ceea ce nu era a lor. În acest caz însă, Iosif este înrudit cu ambele grupuri care nu își vând pământurile. El este căsătorit cu fiica unui preot și cu siguranță trece de partea preoților. Însă Egiptul antic este întotdeauna controlat de preoți. Preoții care au cea mai mare influență și uneori mai puternică decât a faraonului în societatea egipteană, datorită acțiunilor lor mistice, care determină ca poporul să le acorde credit și să se teamă de vrejile preoților, de blestemele lor. Oamenii de rând sunt dispuși să treacă de partea preoților într-o revoltă împotriva lui faraon. De aceea, istoria arată că niciun faraon nu a reușit să întrerupă în mod permanent puterea preoților și foarte puțin au îndrăznit să atâțe ura preoților și prin aceasta să piardă bunăvoința lor. Iar cei care au făcut lucrul acesta au riscat viața. Puterea preoțească în Egipt, ca și în zilele noastre, în multe societăți, puterea preoțească este foarte mare. Mai mult de jumătate din bogăția Egiptului era în mâinile preoților. Ei au fost scutiți de impozite în tot cursul istoriei vechiului Egipt. Iosif a fost destul de înțelept în privința aceasta, să nu se atingă de privilegiile preoțești de mult stabilite, care garantau sprijinirea lor prin cheltuiala publică. Și Iosif a acceptat lucrul acesta. Iosif a zis poporului: v-am cumpărat azi cu pământurile voastre pentru faraon. Iată, vă dau sămânță ca să puteți semăna pământul. La vremea roadelor, veți da a cincea parte lui faraon. Iar celelalte patru părți vă vor rămâne vouă, să semănați ogoarele, să vă hrăniți împreună cu copiii voștri și cu cei ce sunt în casele voastre. Ei au zis: tu ne-ai scăpat viața. Să căpătăm trecere înaintea Domnului nostru
și vom fi robi ai lui Faraon. Iosif a făcut din aceasta o lege care a rămas în picioare până în ziua de azi. După care, a cincea parte din venitul pământurilor Egiptului este a lui Faraon. Numai pământurile preoților nu sunt ale lui Faraon. Aceasta ne face să înțelegem că Iosif a stabilit o taxă. O taxă suficient de mare pe care orice familie dintre egiptenii, în afară de preoți, trebuia să o achite în produse lui Faraon. Nu știm în ce măsură lucrul acesta era benefic pentru poporul Egiptului. Poate că se bazau încă pe revărsarea mai slabă a Nilului pentru a semăna ogoarele. Poate pe fertilitatea naturală a pământului egiptean, pentru că noi suntem aici în perioada de secetă. Poate cumva atmosfera putea să aducă, fiind în legătură între Marea Mediterană și Nilul, ar fi putut curenții aceia să producă o anumită stare de rouă pentru ca pământurile încă să mai dea pentru supraviețuirea lor. Este posibil lucrul acesta. Altfel, ce rost avea să le dea sămânța ca să poată semăna și să-și plătească și taxele a cincea parte? Nu se fac explicații pentru lucrul acesta, dar putem să înțelegem oarecum. Israel a locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut și s-au înmulțit foarte mult. Iacov a trăit 17 ani în țara Egiptului. În zilele anilor vieții lui Iacov au fost 147. Paralel cu robnicia poporului, cu dezvoltarea lui, este notată și viața lungă a lui Iacov. Încă 17 ani. Acești ultimi 17 ani ai lui Iacov fac aluzie la primii 17 ani ai lui Iosif cu el în Canaan. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune, rogu-te, mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine, să nu mă îngropi în Egipt, ci când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți afară din Egipt, să mă îngropi în mormântul lor. Iosif a răspuns: voi face după cuvântul tău. Iacov a zis: jură-mi. Și Iosif a jurat. Apoi Israel s-a plecat cu fața pe căpătâiul patului. Iacov are în minte peștera Macpela, locul de îngropare al Sarei, al lui Avram, al lui Isaac. Dar tot acolo, în peștera aceasta, este îngropată și una dintre soțiile lui, Lea. De ce Iacov dorește să fie îngropat acolo, în peștera Macpela? Înțelegem doar printr-un singur mod. Pentru că Iacov știe că Dumnezeu va oferi urmașilor săi țara Canaanului. El vrea să rămână oasele sale în țara binecuvântării, în țara moștenirii. Și el dorește, măcar la învierea din morți, la revenirea Domnului Iisus, să fie acolo, în țara moștenirii sale. Măcar să știe că se ridică din mormânt și nu mai este străin și călător. Să observăm că același lucru îl dorește și Iosif. Și la eliberare, așa cum am studiat în țara, în cartea Egiptul, în cartea Exodului, la eliberarea robiei, evreii nu au uitat să ia și oasele lui Iosif și să le îngroape în Canaan. Ceea ce este surprinzător este faptul că Iacov nu
se liniștește doar prin faptul că Iosif îi promite. Voi face după cuvântul tău, i-a zis Iosif. Iacov a insistat ca Iosif să jure. M-am gândit asupra acestui aspect și nu am altul decât faptul că Iacov este obișnuit cu neîncrederea în ceilalți copii ai săi. Probabil că acum, privindu-l pe Iosif, se obișnuise cu el și l-a considerat ca unul dintre ceilalți. Pentru că Iosif, în curăția caracterului său, în mod sigur și categoric, nu l-a mințit niciodată pe tatăl său, nici în adolescență, nici în copilărie, iar acum, nici atât. Însă, observați modul obișnuit de raportare la ceilalți oameni, ne fac uneori să ne raportăm la toți în aceeași măsură și, din nefericire, ne raportăm și la Dumnezeu la fel. Pentru că nu avem încredere în oameni, de multe ori nu avem încredere nici în Dumnezeu. Uneori tratăm pe Dumnezeu așa cum tratăm pe oameni, cu suspiciuni, cu învinuiri, cu neîncredere în făgăduința Lui și lucrul acesta nu este bine. Exemplul lui Iacov ne ajută să fim atenți la modul în care ne raportăm la cei pe care îi cunoaștem. Nu este niciun cuvânt care să arate că Iosif s-a supărat. Atunci când cineva nu are încredere în tine, nu este cazul să te superi. Trebuie să-i consideri anumite circumstanțe pe care le are ca să se poarte așa. Cât de urât ar fi fost ca Iosif să-i reproșeze tatălui că nu-l crede pe cuvânt. Însă Iosif este prea cu mult respect și îl iubește prea mult pe tatăl său ca să se supere de lucrul acesta că nu-l crede pe cuvânt și îl pune să jure. Acest gest simbolic implică viitorul, implică și asociere. Este mărturia prezenței Dumnezeului vieții și creației. Jurământul lui Iosif are acum un caracter sacru. Am mai vorbit despre lucrul acesta. Ce înseamnă să juri cu mâna sub coapsă? Coapsa reprezintă organele genitale, sugerând înmulțirea, prosperitatea, viitorul. Și Iacov dorește să se asigure prin gestul acesta că viitorul este asigurat prin jurământ. Și ceea ce promite acum și jură Iosif va împlini, nu va uita curând, pentru că jurământul este sacru. Acest jurământ este un jurământ sacru pentru că vorbește despre două elemente semnificative. Despre procreere și despre viitor. Amândouă sunt valoroase, mai ales pentru că depind de Dumnezeu și ele sunt susținute de către Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu trebuie evocat ca o garanție că jurământul va fi împlinit. Doar după ce Iosif jură, bătrânul Iacov se pleacă înaintea fiului său pentru prima dată. Vorbim despre momentul acelui vis. În visul lui Iosif, 12 stele, luna și soarele, se plecau înaintea stelei sale. 11 stele, pentru că cea de-a 12 era a lui. Iacov l-a mustrat pe Iosif pentru visul acela. Nu cumva eu și mama ta ne vom pleca, ne vom închina ție. Acum însă, observați, Iacov împlinește visul acela pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Însă diferența dintre Iacov, care îl consideră pe celălalt necredincios ca și el,
Și aici putem să vorbim despre faptul că un om care nu are încredere în ceilalți, este posibil ca el însuși să nu fie de încredere. Hoțului de hoț e frică, este proverbul. În varianta aceasta, trebuie să avem foarte mare grijă la cei care nu au încredere în cuvintele noastre. Pentru că ei așa obișnuiesc să facă de multe ori. Însă, pentru un creștin, ceea ce Domnul Iisus ne învață ca mod de viețuire, este foarte clar și foarte categoric. Domnul Iisus spune ca în relația unii cu alții, da să fie da, nu să fie nu. Tot ce trece peste acesta este de la cel rău. Iar cu privire la jurăminte, Dumnezeu ne spune că trebuie să fim foarte atenți la modul de exprimare al jurământului. Probabil că putem să vorbim despre aceasta mai multe lucruri. Însă, Iacov vrea să se asigure prin jurământ, pentru că Iacov înseamnă înșelătorul, apoi Israel, biruitorul, se pleacă cu fața pe căpătâiul patului. În sensul acesta, arată modul în care Iosif stă în picioare, iar tatăl său se pleacă înaintea lui. Detaliul acesta, din ultimul verset, pe căpătâiul patului, sugerează scena în care Iacov este bolnav și este aproape de moarte. Iacov se plasează pe sine în perspectiva salvării poporului său, care se va întoarce în țara promisă. Prin acest jurământ, el vorbește despre eliberare, despre întoarcere, despre țara binecuvântată a moștenirii lui. Pe căpătuiul patului era o poziție de devoțiune în care Israel și-a vărsat sufletul în adorare recunoscătoare față de Dumnezeu. El este acum liniștit. El este acum senin, pentru că știe că planul lui Dumnezeu va fi înfăptuit cu privire la el, chiar cu privire la oasele lui, prin Iosif, care nu poate să-l înșele. Lucrurile acestea prezentate în acest capitol ne vorbesc despre modalități ale căror similitudini le putem observa astăzi și le putem întâlni. Dincolo de toate lucrurile, observăm un mod politicos al lui Iosif, chiar dacă îl putem numi diplomat. Iosif este un diplomat erudit. Însă, în același timp, diplomația, care din nefericire astăzi implică și necinste, înșelăciune, promisiuni deșarte, înșelăciuni, capcane, strategii ascunse, observăm că Iosif, ca un mare diplomat, își păstrează acuratețea caracterului, pentru că el, dincolo de interesele pe care le urmărește în diplomație, în managementul său, în responsabilitățile pe care le are, Iosif dorește să-și păstreze caracterul. În al doilea rând, observăm prioritățile. Mai întâi, casa ta, familia ta, părinții tăi, copiii, frații, surorile tale, rudele apropiate și apoi ceilalți. Cu privire la aspectul acesta, Biblia este o confirmare a acestei modalități și a acestei alegeri. Ne oprim aici pentru acest capitol și rămânem cu imaginea unei întâlniri și a unei rămâneri timp de 17 ani, a unei recuperări pe care atât sufletul sensibil al lui Iosif, cât și sufletul încercat al lui Iacov savurează cu plăcere ca o binecuvântare specială pe care Dumnezeu le-a dat-o lor. Și dacă le-a dat-o lor, de ce nu ne-ar da-o și nouă?